Salutare tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu, eu sunt Andrei, iar astăzi v-am pregătit un videoclip, spun eu, destul de interesant și destul de special pentru acest sezon, deoarece a venit toamna în bunele ei maniere, iar ce se întâmplă în acest anotimp? Ei bine, a apărut Fall Winter. Ce vom face astăzi? Ei bine, astăzi vom face trendurile toamnă-iarnă. În 2019, ce se află acum în trend, cine dictează trendurile, de ce apar trendurile așa de des și când apar trendurile, cât timp se desfășoară aceste trenduri, ei bine, zic să începem. Zic să vă fac așa o mică introducere a acestui trend. Ei bine, de unde apar trendurile? Trendurile apar de la marile case de modă, de la fashion week-urile pe care le-ați văzut de curând peste tot, pentru că uit internetul. Trendurile vin de la marile case de modă care își expun creațiile la fashion week-urile și așa se dictează trendurile ce vor urma. Ei bine, aceste idei ale designerilor sunt preluate mai departe de către mass market-urile precum Zara, Bershka, H&M, de la magazinele acestea mass market în general. Înainte de a veni anotimpul sau sezonul respectiv, prezentările se fac cu aproximativ 6 luni înainte să apară sezonul. Magazinele acestea mass market să aibă timp să producă acele obiecte. Asta pentru a le face purtabile. Pentru că nu toată lumea își permite, de exemplu, o jachetă de piele de la Versace. Vreau să fac o paranteză acum. În spatele acestui clip este o însușire de etap. Adică eu nu vorbesc de la mine. Ce vă voi spune să vedeți că este legat de articole de modă, reviste de modă, articole foarte, foarte multe. M-am uitat la destule prezentări de modă încât să ajung la ideea aceasta de a face un astfel de videoclip. Eu zic că este un videoclip destul de important pentru acest sezon. Mie mi s-a părut acest videoclip super. Deoarece am văzut la Andreea Balaban că a făcut un astfel de videoclip pentru fete în general și am zis eu, nu am văzut un astfel de videoclip în România pentru bărbați sau pentru băieți și am zis să-l fac eu. Trendurile precum Gucci, Prada, AMI, Louis Vuitton, ele dau startul acestor idei pe care magazinele mass market le copiază. Am dat niște idei pentru că nu doar ei pe această masă a prezentărilor. Începem cu videoclipul. Primul pe lista noastră avem cămășile din flanel. Este un element esențial în garderoba fiecărui bărbat sau băiat în această perioadă, din punctul meu de vedere, pentru că am văzut la Discord astfel de imprime. O să vă pun aici niște imagini, pentru că și eu când mă uit la un astfel de clip, de exemplu, îmi place să văd. Ei bine, o să vă pun aici niște imagini pentru a le vedea și voi. Mă uit în jos pentru că am laptopul, am documentația, am foi scrise și de asta să nu credeți că vă spun așa din mintea mea. În imaginea de față avem un print de la Discord. Această cămașă cu tente de portocaliu, cred. Aceste tente de roșu. Roșu cu portocaliu cu galben. Mi se pare foarte drăguță și chiar se asortează în acest sezon. De exemplu, putem lua cu un tricou, mai ales acum că este călduț afară, pentru că este început de septembrie. Ei bine, putem să luăm un tricou și să tragem repede pe post de jachetă o astfel de cămașă. Mi se pare foarte mișto. Ei bine, al doilea element pe lista noastră avem pielea. Pielea este un element esențial, din punctul meu de vedere, în această perioadă. Așa cum vedem, imaginea de față avem Alix, Berluti și Dior. Vă voi pune așa niște imagini aici. În prima imagine de la Alex vedem că acea geacă de piele este făcută într-un fel să pară ca un sacou și este din cap până în picioare plin în ghilimele, la propriu, dar și la figurat. Avem pantaloni de piele, pantofi de piele și geacă de piele și o cămașă neagră. Așa cum vedem la Alex, Berluti și Dior, toți sunt îmbrăcați în piele. Dar avem și noi magazinele noastre de mass market, astfel de geci. Ei bine, eu am această geacă de la Bershka, pe care am achiziționat-o anul trecut. Ei bine, vă voi pune și aici astfel de imagini cu geci de piele pe care le puteți achiziționa și voi în acest sezon din magazinele mass market. Ei bine, al treilea trend este monocrom. Ce înseamnă monocromul? Culorile astea, de exemplu, bej cu bej cu bej. Ceea ce nu mi se pare un trend prea îndrăzneț. Mie mi se pare un trend prea plictisitor din punctul meu de vedere. E bine, este ceva nou. Avem aici o imagine de la AMI, Fendi și Louis Vuitton. Prima imagine avem din cap până în picioare numai alb.
de la Ami. În a doua imagine de la Fendi avem crem sau bej. Aș lua din acest trend sunt bluzele și jacheta. Evident, nu aș purta totul cu pantalon, cu jachetă și cu pullover astfel de, în aceeași culoare. În H&M găsiți sau în Zara astfel de bluze, malete pe care puteți să le achiziționați. În punctul meu de vedere sunt esențiale. Avem tricotaje ilustrate. Avem în imaginea de față de la Casablanca Dior Loewe sau Loewe. În prima imagine avem o bluză cu un coș plin de mandarine sau portocale. De exemplu, puteți găsi astfel de bluze precum cele de la Dior. Am văzut recent când am fost eu la shopping, de exemplu, în Pull&Bear sau în Bershka aveau o astfel de bluză ca de la Dior. Al cincelea lucru pe lista noastră este culoarea. Violet. Ei bine, aceasta este întrebarea pusă și repusă a acestui sezon. Ce culoare se poartă la haine? Sau ce se poartă în acest sezon? Ei bine, avem răspunsul violet. Am aici o imagine a celor de la Louis Vuitton. De la prezentarea Louis Vuitton, care mi s-a părut o la fel generală cum mergea modelul așa într-un capet în Transalpina. Ei bine, așa cum am zis, și în mass market avem un astfel de hanorac mov. Movuliu, violet, cum vreți voi să spuneți, bluze sau tricouri, în acest fel scoateți-l acum pentru că se poartă culoarea. O poză a celor de la Louis Vuitton, de la prezentarea Louis Vuitton, care mi s-a părut o prezentare foarte mișto. Bună, deci dacă aveți timp să vă uitați la prezentare, v-aș recomanda să vă uitați pentru că este foarte bună. Și în orice magazin, chit că nu este brand sau... Ei bine, luați-vă, scoateți-vă bluzele sau tricourile violet și purtați-le pentru că acum este momentul. Al șaselea trend, dar nu cel din urmă, avem bluzele în V. Avem aici o poză a celor de la Ami, o ținută coerentă din punctul meu de vedere. Acest fel de bluze în V le putem purta cu o cămașă, cu o pălărie, așa că îmi place foarte mult, este preferata mea din toate ale acestor prezentări din anul acesta. O ținută pe care eu aș purta-o, este o ținută foarte frumoasă, care îmi place foarte mult. Acestea au fost trendurile pe care eu le-am avut de arătat și de spus pentru voi. Mulțumesc foarte mult de vizualizare. Scrieți-mi neapărat în comentarii ce fel de videoclipuri mai vreți să mai vedeți pe acest canal. Toate ideile pe care voi le aveți sunt importante pentru mine și chiar am nevoie de inspirația voastră și să mă ajutați să-mi dați idei pentru alt fel de videoclipuri. Dacă vrei să vezi alt fel de videoclipuri pe acest canal. Eu am fost Andrei, sper că te-am ajutat și că te-am inspirat cu noile trenduri ale anului 2019, Fall Winter sau Toamnă Iarnă. Sper să apară acest videoclip în această seară. Astăzi este 12 septembrie, sper să îl postez. Imediat ce termin acum de terminat cu toată nebunia asta, voi edita, mă voi apuca de editat pentru că vreau să apar neapărat videoclipul acesta în această seară. Vă mulțumesc foarte mult, repet, de vizualizare, uitați să te abonezi pe canalul meu, urmărește-mă și pe Instagramul meu, Andrei Caz, pentru a vorbi mult mai multe subiecte, scrieți-mi acolo ce vreți voi. Eu am fost Andrei și ne vedem la următorul videoclip și să nu credeți că v-am lăsat așa baltă cu acel videoclip Back to School Auschwitz. Încep scuze pentru că nu l-am mai postat, dar e bine, lucrez la ceva mult mai mișto cu Back to School Auschwitz. Mulțumesc foarte mult, pa!